Aș vrea să facem diferența între literă și sunet, în primul rând. Sunet este ceea ce pronunțăm cu ajutorul gurii, folosindu-ne de buze, limbă, gât. Iar literă este ceea ce scriem. Ia să vedem. Nu știu dacă se vede prea bine. Încercăm. Ca să-l facem pe A mare, astăzi doar pe A mare îl facem, mâine îl facem pe A mic. Avem nevoie de o liniuță oblică spre dreapta, o liniuță oblică sau aplecată, cum îi mai spuneați voi, spre stânga, aici sunt unite, și de o liniuță orizontală sau culcată. Are poziția omului atunci când doarme, da? De-aia îi spunem orizontală. Bun, deci, hai să începem. Orice foaie puteți să luați și veți face o liniuță oblică spre dreapta, o liniuță oblică spre stânga, și o liniuță orizontală la mijloc. Hai să mai încercăm. Una oblică, oblică în partea cealaltă și la mijloc o liniuță orizontală. Încercăm să nu facem deschizătura prea mare. Iată, aici mi-a ieșit prea mare. Așa e bine. E mai bine așa. Deci nu le aplicăm foarte mult. Oblic, oblic și liniuță orizontală la mijloc. 1, 2, 3. Pot să fac și mai mare. Mie îmi vine foarte greu pentru că folosesc o singură mână. În cealaltă mână țin camera de luat vedere. Bun. Deci exersați această literă așa pe orice foaie. Apoi rugați un părinte, pe mama sau pe tata, să vă facă niște linii. Așa. Și între linii să faceți voi litera A. Ia să vedem. Începem de la linia de sus până la linia de jos. Cealaltă linie și liniuța orizontală. Ca să încadrăm litera între aceste spații. Da? Să nu depășim, să nu facem litera nici prea mare, nici prea mică. Oblic, oblic, orizontal. Și așa mai departe. Asta din altul rând treceți pe celălalt rând. Și așa mai departe. Puteți să vă folosiți de orice creion, orice pix. Mie îmi place să scriu cu stiloul. Da, ia să vedem cum iese și cu stiloul. E o linie mult mai subțire, mult mai fină. Nu apăs. Și iată, mi-a ieșit litera A mare de tipar. Spor la treabă!